Există în modalitatea în care Domnul Isus Hristos vorbește poporului său, o gândire tipologică foarte puternică și Mântuitorul spune așa, cum s-a întâmplat pe vremea lui Noe, se va întâmpla și pe vremea Fiului Omului. Cum s-a întâmplat pe vremea lui Lot, se va întâmpla asemenea. Întâmplări la distanță de milenii, care sunt modele de procedură divină. Mi-am zis, oare între prima venire a Domnului Isus Hristos la Betleem și cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos pe norii cerului să existe asemănări? Sau altfel, S-ar putea ca prima venire a Domnului Isus Hristos la Betleem să fie o imagine tipologică pentru a doua venire? Sau altfel, putem învăța ceva din prima venire a Domnului Isus Hristos astfel încât să ne ajute la cea de-a doua venire? Cam asta este preocuparea a studiului din dimineața aceasta. Doamne, ne poți ajuta cu ceva? Ca din prima ta venire să învățăm ceva, să fim gata la cea de-a doua venire? Adică, ca să fiu mai aproape, când în Vechiul Testament sau în Sfânta Scriptură găsim ideea de ziua Domnului, la ce ne gândim imediat? Poftiți? Ziua Domnului, la ce ne gândim? La a doua venire. O să vă rog să deschideți cu mine, așa repede, în Cefania. În capitolul 1. Cefania 1, capitolul 1, cu versetul 7. Și 8, dacă vreți. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape. Ziua Domnului este aproape. Da? Căci Domnul și-a pregătit jertfa. O să vă întreb despre ce jertfă e vorba. Despre ce jertfă e vorba. Deci, și-a pregătit jertfa și și-a sfințit oaspeții. Versetul 8. În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voi vozi, fii împăratului, pe tot ce te poartă haine străine. Despre ce jertfa Domnului e vorba? Ce jertfă unică și-a pregătit Dumnezeu? Despre ce putem vorbi? Foarte interesant lucrul acesta. Este unică abordarea aceasta, dar Cefania face trimitere la jertfa Domnului Isus Hristos și face trimitere la faptul că aceea a fost jertfa pregătită de Dumnezeu. Tema este preluată, evident, în Noul Testament și Apostolul Pavel spune că Domnul Isus Hristos a intrat în sanctuarul ceresc cu sângele său, el a fost jerfă pentru noi și așa mai departe. De ce m-au imit lucrul acesta? M-au imit pentru că în contextul lui Cefania, ziua Domnului nu, mai, nu este doar venirea a doua a Domnului Isus Hristos, adică venirea pe norii cerului care o așteptăm noi. În contextul lui Țefania, ziua Domnului este și venirea Domnului Isus Hristos la Betlehem și jertfa sa la cruce. Jertfa Domnului o primă ipostază, jertfa Domnului în a doua ipostază. Un alt element care ar putea să, să întărească felul ăsta de a gândi este faptul că Domnul Isus Hristos spune oamenilor din timpul său: "Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat", și când face referire la ziua mea, în contextul acela Domnul Isus Hristos face referire la prima sa venire, la răstignirea sa. Cu alte cuvinte. Iată încă un simbol, o tipologie în Sfânta Scriptură care cuprinde o dublă semantică, o dublă aplicație. Ziua Domnului în Isus Hristos, Betlehem și Cruce, ziua Domnului în Isus Hristos la revenirea sa pe norii cerului pe care o așteptăm. Cele două momente sunt gemene prin faptul că în ambele situații Isus Hristos vine. Dar vreau să vă întreb, ar mai putea să fie gemene sau asemănătoare și prin modul în care lumea reacționează la venirea lui Isus Hristos? Adică este limpede, Isus Hristos vine de două ori. El își repetă acțiunea, odată la Betlehem, odată altă dată sau a doua oară când vine pe norii cerului. Diferența este în glorie, este în strălucire, este în scop, este în ceea ce vreți. Bun. Două Lucuri numite sau denumite cu același nume, ziua Domnului. Dar din punct de vedere al receptorilor, din punct de vedere a celor ce îl primesc, receptorii, oamenii, pământul, vor trece cumva prin situații similare? Va fi cumva lumea cam în aceeași poziție și la prima venire ca și la a doua? Putem gândi în felul ăsta? Um. Textul din Galateni, pe care dumneavoastră de asemenea îl știți foarte bine, deci textul din Galateni, care vorbește despre timp și despre împlinirea vremii, spune în felul următor. Galateni, capitolul 4, cu versetul 4. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm în fiere. La împlinirea vremii a fost atunci. Vreau să vă întreb. Se împlinește vremea din nou sub ochii noștri? Atingem pentru a doua oară punctul zero? Atingem pentru a doua oară punctul zero. Citind despre prima venire a Domnului Isus Hristos în Cartea Hristos, Lumina Lumii, am fost uluit de momentul în care Cartea spune o nouă infuzie de viață, o nouă infuzie de viață a fost adusă în istoria noastră. Dacă n-ar fi venit Domnul Isus Hristos atunci, în momentul acela, istoria lumii s-ar fi oprit. Forțele răului care erau la lucru în momentul acela erau atât de mult dezlănțuite, aveau atât de multă priză la ființa umană, încât demonii, pe vremea Domnului Isus Hristos, lucrau la liber în ființa umană și îl găsim pe Satan la lucru cu demonizați în calea Domnului Isus Hristos peste tot. Când coboară de pe muntele schimbării la față, Domnul Isus Hristos este așteptat jos de un om care și-a dusese pe fiul său demonizat la Domnul Isus Hristos. Cu altă ocazie, un demonizat era în sinagogă. Era în sinagogă. Păstrat acolo, în biserică. Nu era nicio problemă. El era acolo. faptul că, faptul că satan reușise să, 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 aibă succes în această lucrare de a subjuga ființa umană este teribil atunci. Și dacă spune încă o dată Cartea Hristos Lumina Lui, dacă n-ar fi intervenit Domnul Isus Hristos, această lucrare de subjugare a ființei umane, în desfășurarea ei. Era foarte rapidă. Dar datorită lui Isus Hristos, o nouă infuzie de har, o nouă infuzie de viață. Eu am mai trecut 2000 de ani. Revin cu întrebarea. Ne aflăm iarăși la punctul zero? Ne îndreptăm iarăși spre punctul zero? Dragii mei, bine ați venit în dimineața aceasta este o zi de sărbătoare când oamenii își luminează viața cu gândul faptului că omenirea este binecuvântată. Și că binecuvântarea a venit prin faptul că omenirii i s-a dăruit Iisus Hristos. Și că darul lui Dumnezeu face lumea aceasta frumoasă. Și aș vrea să resubliniez ceea ce am spus aseară. Dacă pierdem darul lui Dumnezeu, toate sărbătorile noastre vor fi martori a unui mare gol. Vom pierde tot și sărbătorile noastre nu vor fi sărbători. Singurul lucru pentru care merită să mai sărbătorim ceva pe pământul acesta este că îl avem pe Iisus Hristos. Dacă nu-L avem pe Isus Hristos, s-a dus orice sărbătoare. Nu mai avem ce sărbători. Dacă-L avem pe Isus Hristos, viața poate să fie sărbătorită. Poate să o ia de la cap. Poate să atingă dimensiunea și perspectiva la veșniciei. Vă invit să mă urmăriți. Voi citi. Dumneavoastră vă rog să recunoașteți în situațiile de atunci echivalente pentru vremea de azi. Auziți! În vremea aceea, sistemele religioase ale păgânismului își pierdeau influența asupra poporului. Oamenii erau sătui de mituri, de ceremonii fastuoase, dar deșarte. Puteți să-mi dați exemplu de o ceremonie fastuoasă, dar deșartă? Mulțumesc! Suntem în mijlocul ei, da? O sumedenie de fast. Dar fără conținut. N-ar trebui să existe inimă acolo unde s-a născut Isus. N-ar trebui să existe pace. N-ar trebui să existe binecuvântare. N-ar trebui să existe El dacă vorbim de nașterea Lui. Ei, oamenii, tângeau după o religie care să le mulțumească sufletul sau inima. Oare n-a sosit vremea ca astăzi, miile de ani de ceremonii de șarte să fie înlocuite cu mântuirea inimii, cu o religie a sufletului? Și n-ar trebui să fim noi aceia care să experimentăm lucrul ăsta pentru prima dată. Adică noi mai întâi, nu pentru prima dată. În afara națiunii iudaice, adică a poporului ales, adică a celor ce știau multe, nu. în afara națiunii iudaice, au existat bărbați care au prevestit ivirea unui învățător dumnezeiesc. Cum, cum numiți dumneavoastră pe bărbații aceștia care prevestesc? Cum îi numiți? Poftiți? zis dumneavoastră, zice aici, în afara națiunii iudaice au existat astfel de profeți. Wow! Oamenii aceștia cercetau adevărul și lor le-a fost împărtășit Spiritul Inspirației Divine. Unde? În afara poporului sau națiunii iudaice. Nu trăim vremuri similare. Nu sunt oameni care de peste tot se ridică spunând că e vremea. E vremea lui Mesia? Că e vremea ca Iisus Hristos să vină? Nu vi se pare că în timp ce biserica aproape că a tăcut, a amuțit în legătură cu venirea lui Iisus Hristos, lumea întreagă strigă cum că Iisus Hristos vine? Unul după altul, ca stelele pe cerul întunecat s-au ridicat asemenea învățători. Cuvintele lor profetice a princeseră nădejdea în inimile miilor de oameni dintre, dintre neamuri, dintre păgâni, profeți păgâni, așteptări, în națiunile păgâne. Cât de mult așteaptă lumea azi? O să vă întreb. Simțiți asta? O vedeți? Că dacă vom vedea lucrul ăsta, s-ar putea să ne trezim și noi. Ăsta este efectul magilor. Ăsta este efectul magilor. Spiritul, inspirația profeției, inspirația profetică le-a fost dată lor, au văzut, au cercetat cuvântul, au așteptat steaua, li s-a arătat steaua. Știți, ar fi putut să aștepte altceva. Dar nu, ei au așteptat steaua. Și Dumnezeu le-a răspuns pe Limba lor. Și-au văzut steaua. Și-au urmat steaua. Că au înțeles-o. Și-au venit la Ierusalim. Și la Ierusalim au găsit un popor care aștepta sau nu. Un popor care își ținea Crăciunul. Da? Știți, știți ce sărbătoare era când au venit magii? Au venit la Ierusalim, au bătut la ușă și au zis, vrem să ne spune și nou unde vă este împăratul. Și poporul întreg s-a ridicat și a spus, prin gura conducătorilor lor, noi nu avem un alt împărat decât pe Cezarul. Nu l-au spus atunci. L-au spus mai târziu. Dar același lucru. Nu? La vremea respectivă, Biblia fusese tradusă în limba greacă de sute de ani. Vă sună? De câtă vreme s-a pus Biblia în mâna noroadelor, în mâna popoarelor? De sute de ani. În ce limbă? În limba fiecărui popor. Atunci fusese în limba greacă pentru, era, pentru, că era Pax Romana și pentru că limba greacă, Coine, era vorbită peste tot. La limba oficială. Și pentru că n-a fost o limbă oficială, ni s-a dat Biblia la fiecare pe limba lui. Printre cei pe care iudeii numeau păgâni erau și oameni care Înțelegeau mai bine profețiile cu privire la Mesia decât învățătorii lui Israel. N-ați observat că în ultima vreme învățătorii creștini se cam încurcă în înțelegerea scritorii? N-ați observat lucrul ăsta? Și n-ați observat că vin oameni din altă parte, din domeniul filozofiei, din domeniul artei, din domeniul culturii și oamenii ăștia sunt mai direcți, mai clari, mai la subiect. decât sunt aproximările teologice care aduc mai multă confuzie. Filosofii timpului se străduiau să pătrundă tainele din învățătura și ritual ritualurile iudaice și nu pricepeau Că nu puteau să înțeleagă ritualul iudaic, pentru că iudeii ajunseseră să-l ascundă, să-l facă extrem de confuz. În legea lor, în mișna lor, în interpretarea lor. Apropo, să facem o aplicație. Sanctuarul israelit, adică. De ce să zic eu, ritualurile iudaice le fusese date ca să fie să simplifice învățătura sau să o complice? O Să o simplifice! Și atunci, de ce au ajuns să o complice atât de mult încât rabinii au scris tomuri întregi de interpretări în legătură cu tot ceea ce făcea preotul acolo de la Paște până la Ion Kipur? De ce le-a complicat? O altă întrebare paralelă. Teologia sanctuarului pe care o reia Apostolul Pavel, Sfântul Apostolul Pavel în evrei, are luat-o ca să simplifice învățătura mântuirii sau să o complice? Să o simplifice sau să o complice? Să o simplifice, așa este. De ce am complicat-o noi? De ce mi se pare complicat? Dacă în momentul ăsta ar, aș, sau s-ar începe undeva un studiu în legătură cu sanctuarul, cam care ar fi reacția dumneavoastră ca auditoriu, ca sală, ca creștini? Aoleu, iar aia complicată. Ce complicat. Adevăratul tâlmăcitor trebuia să vină. El, autorul adevărului, trebuia să separe adevărul de pleava învățăturilor omenești. Oh! Ce frumos! Principiile guvernării lui Dumnezeu și planul de mântuire trebuiau să fie clar lămurite. Învățăturile Vechiului Testament trebuiau să fie în întregime prezentate în fața oamenilor. Uh. De băgat de seamă, fără învățătura Vechiului Testament, omenirea nu era pregătită să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos. Așa trebuia pregătit generația aceea. Cum trebuie pregătită? Cum trebuie pregătită generația de azi? Cu ce? Atunci cu Vechiul Testament. Acum cu ce? Mulțumesc. Credeam că o să credeți în capcană. Mulțumesc că n-ați căzut. Credeam că îți spuneți cu nou Testament. Bine că mi a spus, acum cu toată Biblia. Așa e. Acum cu toată Biblia. Împlinirea vremii venise. Omenirea decăzând tot mai mult în decursul veacurilor de neascultare, striga după venirea Mântuitorului. Vă puteți imagina, puteți asculta strigătul ăsta după venirea Mântuitorului. Strigătul omenirii întregi. Satana se străduia să adâncească și să facă de netrecut prăpastea dintre pământ și cer. Prin neadevărurile lui, el încurajase pe oameni la păcat. Intenția lui era de a face să înceteze răbdarea lui Dumnezeu și să stingă iubirea sa față de om așa încât să abandoneze lumea și să o lase sub jurisdicție satanică. Plan, strategie, la care din nefericire omul a participat. Inconștient. Cu păcatele lui, cu necredința lui. Și uite așa, asistăm la un proces de decadență spirituală, morală, etică, ființială, dacă vreți. Omul a căzut și a săpat groapa singur. Interesant. Prin păgânism, satana, timp de veacuri, îi îndepărtase pe oameni de Dumnezeu. Dar biruința lui e cea mai mare, mai mare decât păgânismul. A câștigat-o din pervertirea credinței lui Israel. Puteți face o paralelă? Păgânismul, evident, e teribil. Păgânismul își are repercursiunea și influența lui extraordinară asupra oamenilor. Dar în momentul în care creștinismul își permite să pervertească învățătura lui Isus Hristos, ăsta este apogeul lucrării înșelare. Nu vă lăsați amăgiți. Încercați să vă păstrați gândirea clară. Nu vă lăsați tulburați de o imixtiune de învățături din stânga și din dreapta, de tip neognostic sau cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, deși aparent par să fie foarte atractive. Nu vă lăsați tulburați în gândirea dumneavoastră. Păstrați-vă gândirea clară. Pământul s-a întunecat la vremea respectivă din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele acestea întunecoase să poată să fie luminate, pentru ca lumea să poată fi adusă înapoi la Dumnezeu, puterea înșelătoare a lui Satan trebuia să fie sfârmată. Acest lucru nu se putea face prin forță. Nimic nu poate să aibă loc Brusc, forțat, sub presiune. Încercați să deschideți un trandafir cu forța, când el este boboc. Încercați să-l facă să înflorească. Trageți de pedale. Trageți mai tare, să înflorească mai tare. Și veți vedea ce, observ, ce, ce obțineți. Nimic nu se face prin forță. Exercitarea forței este contrară principiilor de guvernare a lui Dumnezeu. El dorește numai o slujire din iubire și iubirea nu poate fi impusă. Ea nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Dar cum, Doamne? Ziceți. Iubirea e câștigată numai prin iubire. de Dumnezeu spune, eu v-am iubit întâi. Ca să mă iubiți la fel. Că dacă ar fi trebuit să aștept să mă iubiți voi întâi, n-aveați de unde. Numai iubirea trezește iubirea. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă al iubii. Caracterul său trebuie să fie manifestat în contrast cu caracterul lui Satan. Această lucrare o putea face numai o singură ființă din tot universul. Numai acela care cunoaște înălțimea, adâncimea iubirii lui Dumnezeu o putea face cunoscut. Peste noaptea întunecată a lumii trebuia să răsară soarele neprihănirii și tămăduirea să fie sub aripile lui. Asta era soluția, dar știți la ce am rămas? Am rămas la punctul în care am zis, prin păgânism, satana, îi îndepărtase pe oameni de Dumnezeu, dar biruința lui cea mai mare a câștigat-o prin pervertirea credinței cui? Poftiți? A lui Israel? Iar tipologia ne vorbește prin faptul că s-ar putea întâmpla să se întâmple asta azi. Pervertirea credinței creștine ar putea să fie capodopera. Și Apostolul Pavel în nu vorbește despre treaba asta. Zice că satanăși va muta strategia sa și va muta scaunul lui de domnie. Unde îl va pune? În templul lui Dumnezeu. Și astfel va deveni va deveni anti, anticrist. Sau va deveni omul fără de legii. Nu uitați, întotdeauna când vorbiți despre anticrist, să vorbiți și despre omul fără de legii. Pentru că cele două se explică una pe alta. Astăzi, omul sau anticrist nu este înțeles bine. Dar vorbiți oamenilor despre omul fără de legi, cel ce este fără de lege. Și vor înțelege ceva din anarhia care se întâmplă astăzi în societatea noastră. Vor înțelege că sunt vremuri de fără de lege. Și că ne apropiem de momentul acela. Foarte interesant. Cu mare interes, lumile necăzute așteptau să vadă cum Jehova se ridică și inimicește pe locuitorii Pământului. Vedeți din Hristos, Lumina Lumii, pagina 37. Tot Universul aștepta să-L vadă pe Iisus Hristos că se ridică și nimicește Pământul. Din ce cauză? Spuneți-mi, de ce au ajuns la situația asta de maxim, de maximă suportabilitate. Din ce cauză? O vezi? Se părea că nu mai este unde să meargă mai jos. Și au zis, gata, nu mai. Luptaseră cu oamenii și Duhul Sfânt și îngerii. Încercaseră să-i aducă înapoi. Vă aduceți aminte? La vremea dinainte de potop, Domnul a zis, Duhul meu nu va mai lupta cu omul înainte de potop. Și acum se ajunsese iarăși la o asemenea situație când îngerii luptaseră, Duhul Sfânt luptase, dar unde să te duci mai jos de atât? Dupurile oamenilor deveniseră locurile sau locuințe pentru demoni. Unde vrei mai jos? Satan ar fi fost gata să-și pună în situația aceasta, în aplicare, planul său. Știți care era planul său, dacă Dumnezeu ar fi făcut lucrul ăsta? Etapa a doua. În minutul doi, ce ar fi urmat? Surprinzător, tranșant, puternic, avea planul să-și asigure supunerea ființelor cerești. Vă dați seama unde bătea? Dacă în momentul acela Dumnezeu ar fi pedepsit ființa umană care merita să fie pedepsită, etapa a doua, în minutul 2, era atacul împotriva ființelor cerești, împotriva îngerilor. Pentru că Satan își pregătise deja tot argumentul. Și argumentul era umplit. El declarase deja că principiile de guvernare a lui Dumnezeu făceau imposibilă iertare, adică Dumnezeu nu poate să ierte. Iar el, prin reducerea situației până la absurdul ei, îl punea pe Dumnezeu acum în clește și spunea așa, dacă lucrurile vor merge mai departe și omul se revoltă împotriva lui Dumnezeu, atât de mult nu poate fi iertat. Dacă nu poate fi iertat, trebuie nimicit. Dacă îl ierți, dacă ierți, nu ești drept. Mai mult decât nu ești drept, dacă ierți pe om, iartă-mă și pe mine. Și în condițiile astea, Satan își pregătea intrarea glorioasă în cer. Ori își pregătea intrarea în cer, ori își pregătea acuza teribilă împotriva lui Dumnezeu, că este un Dumnezeu care nu are milă, care nu știe să ierte, este un Dumnezeu crud, care a instituit o lege care nu poate să fie ținută și că legea aceasta este distructivă în natura ei și iată cum legea a distrus tot. Dacă lumea ar fi fost distrusă el ar fi pretins că acuzațiile lui s-au dovedit adevărate. Era gata să arunce blamul asupra lui Dumnezeu, să răspândească spiritul său de rebeliune în lumile de sus, dar în loc să distrugă lumea Dumnezeu, l-a trimis pe fiul său să o salveze. A venit și l-a trimis ca jertfă. Wow! N-a putut să înțeleagă, nu a putut să priceapă lucrul ăsta. Cum poți? să fie atât de bun încât să-l trimiți pe fiul tău ca jertfă. Atât de bun. Știți cum a citit el toată treaba asta? Îl, îl trimiți pe fiul tău ca jertfă? Știți cum a citit-o? A citit-o așa. Atât de rău e Dumnezeu încât îl trimite pe fiul său ca jertfă. Așa a citit el. Scriptul lui Satan așa citea. Scriptul lui Dumnezeu era atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său. Petlăiemul este momentul extraordinar în care dragostea lui Dumnezeu a fost Atât de mult a iubit Dumnezeu. Satana jubila crezând că reușise să strice chipul lui Dumnezeu în om, însă atunci a venit Isus să refacă chipul Creatorului sau Ce luptă, ce contrarii, ce miză. Unde suntem? Fărății mei, de ce vine Isus Hristos pe norii cerului? Apocalipsa este percepută de oameni ca fiind momentul în care vine... Cine vine? Poftiți? Vine marele distrugător. Ăsta este scriptul pe care satanul îl pune în fața tuturor ca să-l citească și toți îl citesc așa. În timp ce scriptul lui Dumnezeu este eu vin ca să vă iau la mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ca să vă bucurați, să vadă și ei slava mea. Slavă în tocmai ca slava singurului născut. Ce diferit! Fraților, istoria a fost întotdeauna la răscruce, dar ca acum n-a fost o răscruce ca asta niciodată. Unghiurile sunt foarte uh, puternice. Fiecare pas pe care îl facem, ne conduce într-o direcție total opusă. Nu puțin la stânga sau puțin la dreapta. Suntem în zona în care fiecare pas ne duce definitiv la stânga sau la dreapta. Definitiv spre de mântuire sau nu. Sunt câteva afirma afirmații care îmi plac de asemenea și cu care aș vrea să închei și nu vreau să nu le împărtășesc cu dumneavoastră. Afirmații care caracterizează timpul acela. Auziți! În țara unde se descoperise slava lui Dumnezeu și unde strălucise lumina profeției, au venit îngerii. Ha? Pe dealurile Betleemului au venit îngerii. există vremuri în care îngerii se apropie de pământ și vremuri de felul ăsta le trăim noi azi. Să nu vă imaginați că spațiul acesta este gol, că este al nimănui, că este eterul. Nu. Este o vreme în care Dumnezeu se interesează atât de mult de istoria noastră încât îngerii lui Dumnezeu refac scara aceea între Pământ și Cer pe care a văzut-o Iacob. Solii cerești priveau cu imire la nepăsarea poporului pe care Dumnezeu îl chemase să transmită lumii, lumina adevărului sfânt. Problema este că aveau atât de mult frumos înaintea lor, lor le erau așa rușine. Aveau atât de mult frumos înaintea lor și ei îl țineau atât de mult doar pentru ei. se aplică? Preoții și învățătorii națiunii își repetau rugăciunile fără înțeles și îndeplineau ritualurile închinării pentru a fi văzuți de oameni. Erau bătute în cuie, nimeni nu-i putea scoate din ritmul lor. Și? Dar în goana lor, după bogății și onorul rumești, l-au pierdut pe Mesia. Apropo, noi după ce fugim? Că mergem cu 100 și cât la oră? Fugim, așa Pentru ce? Vorba lui Benone. Nu alergați. Știți mai departe? Nu alergați. Nimeni nu ajunge. Foarte adevărat, prea adânc. Nu alergați. Nimeni nu ajunge. E ca cu morcovul ăla care îl ține cineva în fața bietului măgar. Care tot alergă după el. Asta e. Nu alergați. Doar câțiva doreau cu ardoare să-l vadă pe cel nevăzut. Și acestora le-a fost trimisă solia. Câți? Câțiva. Vreau să te întreb. Ești printre ei? Aș parte din aia câțiva? Faci parte din aia mulți? Nu știu. A zice aici, dorești să-l vezi pe cel nevăzut. Chiar vrei să-l vezi. Dacă ai ști, ai dat năvală la Betleem? Dacă ai ști. Sau ai sta acasă că e cald și bine și e confort și de ce să te duci? Lasă, mamă, că-s bătrân. Și au venit magii. În timp ce ai noștri, ai noștri, stăteau acolo fiecare la gura sobei lui și mergea bine și nu aveau nicio problemă. Au venit ăia. Au venit ăia. De unde? De la câte sute de kilometri? Sute de kilometri să-i bați și să mergi numai noaptea și ziua să dormi și iară noaptea să mergi și ziua să dormi te întreb cei cu voi peregrinilor, acești noi avrami, veniți de acolo. Vă gândiți vreodată cum va schimba Dumnezeu soarta și fața bisericii sale în final, când biserica va fi formată din magi din toate părțile și cei care stau la masă cu Abraham, Isaac și Iacov vor fi lăsați afară? Vă dați seama de schimbările care vor fi făcute? Vreau să te întreb când schimbările vor avea loc. Eu, tu, unde vei fi? Cu un interes tot mai profund, ființele sfintă din lumea luminii erau atrase spre pământ, lumea întreagă era mai strălucitoare. Frumos! Lumea era mai strălucitoare datorită prezenței lui Isus Hristos. Simbolic? Metaforic? figură de stil? Sau real? A fost o stea în plus, cel puțin o stea în plus la vremea aia. A fost cel puțin un cor de îngeri. A fost cel puțin un decret care spunea toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și au venit atunci îngerii și în fața pruncului s-au închinat. În timp ce oamenii alergau fiecare la ale lui. Și n-au știut. Îngerii așteptau semnalul de a aduce lumii vestea cea bună. Dacă ar fi fost credincioși, conducătorii lui Israel, ar fi putut să aibă parte de bucuria de a vesti ei nașterea Domnului Isus Hristos. Așa erau planificați. Erau chemați la întreita sorie îngerească. Erau chemați toți să participe la întreita sorie îngerească. ar fi putut să participe. A trebuit să vină îngerii să facă lucrul ăsta pentru că oamenii nu. Cerul și pământul nu sunt astăzi mai departe unul de altul decât atunci când păstorii ascultau cântecul. Omenirea este încă tot așa de mult obiectul grijii cerului, ca atunci când oamenii simpli, cu ocupații obișnuite, au întâlnit îngeri în miezul zilei, au vorbit cu solii cerești, prin vii și prin câmpii, cerul poate să fie foarte aproape de noi, pe drumurile obișnuite îngeri din locuri cerești vor sprijini pașii acelora care vin și merg la porunca lui Dumnezeu. Amin. Frații mei, nu mai am ce spune. Mi se termină și cuvintele și timpul. Din cauza asta vă invit să cântăm împreună să mulțumim Lui Dumnezeu că avem aceleași ocazii încă o dată, cum le-au avut alții. Ne ajută Domnul să fim ori magi, ori păstori, în orice caz, veghetori. Pentru că vine. și Pentru că lumea are nevoie de vegherea noastră. Ne aplecăm, Părinte, copleșiți de slava venirii tale în trecut dar copleșiți de slava venirii tale în viitor. Între reveniri, Doamne, între veniri, ne stă ființa, ne stă timpul, ni se află istoria. Învață-ne, Părinte, să-ți vedem gloria. Învață-ne să-ți vedem frumusețea. Învață-ne să fim fericiți că ai venit odată și pentru faptul că ai venit la Betlehem, înseamnă că vei veni a doua oară. Și deși nu știm când, ne învață magii, Doamne, că trăim vremea venirii tale. Ne vin vești de la istorie, ne vin vești din politică, ne vin vești. Din economie ne vin vești, din ziare, din cărți online, ne vin vești de peste tot că vii. Doamne, ajută să vină și poporul tău. Să vină la întâlnire. Să vină gata. Să vină cu drag. Să vină pregătiți. i mean